lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin, binevenit! Bună dimineața! Bună dimineața! Un subiect extrem de important și care, pe care românii cu siguranță îl cunosc, dar cunosc probabil doar o singură variantă a sa. Chiar când a început războiul, joi 24 februarie 2022, atunci când Rusia, la ordinul lui Vladimir Putin, a atacat Ucraina, o imagine a zguduit opinia publică din toată lumea. E vorba de o femeie din Ucraina, însângerată, care ieșise dintr-un bloc care fusese lovit de o rachetă rusească. Evenimentul a avut loc în orașul Chuhuviv, din regiunea Harkov, scuze pentru pronunție. Ziarele Lumii au pus-o pe prima pagină și în România ea a devenit, era bandajată la cap, oamenii și-o amintesc cu siguranță fie și numai din aceste cuvinte. La foarte scurt timp, după ce noi am publicat în, inclusiv în Libertate aceste imagine, dar repet, aproape sute și sute, nu e nicio exagerare, de publicații și site-uri ale Lumii au publicat imaginea, deci la scurt timp, după ce practic ea a devenit un martor a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce urma să întâmple, evenimentul în sine, bombardamentul cu rachetă, a fost negat pe internet. De mesaje, mii și mii de mesaje, multe trimise și în limba română, care susțineau că, de fapt, este o minciună a presei occidentale și că acel bloc a explodat într-un accident de gaz scăpat de sub control în 2018. Și că și femeia și blocul nu sunt decât victimele unei scurgeri de gaz înregistrate cu 4 ani în urmă și niciun caz victimele unei agresiuni a armatei lui Vladimir Putin. Am căutat-o pe femeie. Să încercăm să dăm de ea. Avem avantajul că colegul meu, Răzvan Luțac, este ucrainean din România, vorbește perfect ucraineana și au reușit doi colegi de-ai mei, Ada Constanta și Răzvan Luțac, să o găsească pe femeie. Știa și ea deja că este o operațiune profundă de propagandă împotriva ei și împotriva ideii că e reală, că există, că a fost rănită și ceea ce a făcut a fost să ne dea un film pe care oamenii îl pot găsi chiar acum pe libertatea.ro, în care vorbește, arată rănile și explică exact ceea ce s-a întâmplat. Povestea nu se încheie aici, pentru că povestea manipulării, într-un fel, în ceea ce ne privește pe noi, românii, abia începe. De ce? Am fost curioși să vedem cine a trimis respectivele mesaje în spațiul online românesc. Și unul dintre cei care ne-a numit ticăloși de la Libertatea, în fine, aflați în subordinea noastră, care fac ce mai bine mint, preluând minciunile propagate în presa occidentală pe toate rețelele de socializare, este un jurnalist de origine română, din Sibiu, care a fost angajat la mai multe ziare din România, dar care a ajuns să lucreze în ultima vreme, deci de fapt de aproape un deceniu, pentru Radio China Internațional. El a preluat mesajul distribuit de Sputnik, un mesaj care nu erau doar niște simple vorbe, era un adevărat montaj acolo, se arăta că blocul ăla de fapt e blocul din 2018, că femeia nu este reală, da? Și a continuat să atace inclusiv în România și să distribuie respectiva minciună. În momentul în care am găsit-o pe femeie, care se numește Olena Curilo, are 53 de ani, este educatoare în zona Harkov, ea a povestit, neștiind bineînțeles cine este spatele dezinformării, dar noi am spus ce am găsit noi, da? Care este această filieră foarte ciudată și care poate fi sigur o opinie personală a jurnalistului de la Radio China Internațional, dar cu siguranță a fost promovată de Sputnik, astea sunt probe evidente. E foarte interesant cum filiera asta funcționează în România până și în aceste, sau de fapt nu până, acum sunt eu naiv, de fapt exact în aceste momente extrem de importante pentru soarta Ucrainei și poate și pentru soarta Europei. Cătălin? Da, cred că s-a întrerupt. Vreau să mai spun doar atât. Da, te rog, te ascultăm cu mult. Vreau să mai spun doar atât. Opinia este liberă. Inclusiv tu, Vlad, ieri înțeleg că ai luat apărarea și eu aș face la fel. Și eu gândesc la fel. Nu cred că interzicerea unor site-uri sau unor posturi de televiziune, lucru pe care le-au făcut multe țări din UE, inclusiv România, este un lucru benefic. Chiar nu cred. Eu cred că e drept. Unele dubii în privința asta, dar nu am spus că mă împotrivesc ideii de anchetă. Că aia nu fac presă.
Adică, știi, când faci manipulare, nu se poate numi presă. Intri la altă categorie. Deci eu nu-i consider colegii mei. Nici și mai e ceva apropo de asta, Cătălin, apropo de ce spuneai. Sigur, una e să interzice administrativ o publicație, fie și pentru faptul că nu publică niciodată informații, ci face numai operațiuni, psyops, și face parte dintr-un război hibrid îndreptat împotriva națiunii tale. Adică dacă suntem în război, atunci uite că se aplică alte reguli în privința transmiterii informațiilor. Asta e un lucru de când lumea. Dar e și o chestiune de onorabilitate totuși. Adică măcar zilele acestea au avut loc demisii din redacțiile Russia Today și Sputnik. Demisii cam prin toată lumea. S-a vorbit mult despre asta, jurnaliștii, mă rog, pseudo-jurnaliștii respectivi au fost ridiculizați și așa mai departe. Bă, dar unii au demisionat. O ultimă urmă de onorabilitate. Domnii aceștia de la noi, ăsta de care zici tu, domnul ăsta care face acuzații de acest gen și este în mod clar o trompetă, un trombon sputnichist și putinist, oare demisionează? Are această urmă de onorabilitate? Bine, el trebuie să demisioneze de la Beijing, conform informațiilor pe care el le postează despre el și altor site-uri. El este la Beijing în momentul ăsta, este angajat al postului Radio China Internațional. Okay, nu contează, de oriunde a fi el. Adică noi nu suntem infailibili, nimeni nu e și ziariștii n-au pretenția asta. Mai greșim. Și admitem lucrurile astea. Și noi, la Europa FM, de atâtea ori am comis greșeli, mai mici sau mai mari. Am recunoscut de fiecare dată, ne-am cerut scuze, nu e plăcut. Dar un astfel de exercițiu de umilință în fața publicului, căruia îi te adresezi din când în când, este foarte sănătos pentru mintea ta. Adică te face să-ți dai seama că totuși nu ești infailibil, nu ești Dumnezeu și că ai responsabilitate să-ți admiți greșeala și să recunoști că ai greșit, să te rușinezi pentru o greșeală pe care ai făcut-o și să te întrebi de ce ai făcut greșeala asta. Dar ăsta e un semn de normalitate. Dar oamenii care comit acțiuni de propagandă mincinoasă ani la rând și în presa din România și în presa internațională, ăia ce sunt? Adică ăia nu sunt în niciun caz jurnaliști. Atunci de ce să-i tratezi ca pe niște jurnaliști? Sunt niște amploiați care transmit minciuni. Nu sunt jurnaliști, îmi pare rău. De acord. Numai că asta nu transformă ceea ce fac musa într-o infracțiune, astfel încât ei să fie ei sau, mă rog, nu ei, ci posturile urmărite penal sau suprimate pur și simplu. Asta e o discuție foarte largă. Și o spun chiar acum când practic suntem... Când am văzut filmul pe care Olena Curilo, educatoarea din Ucraina, ni l-a trimis răspunzând la întrebările noastre, pur și simplu am văzut foarte multe în deceniile astea de presă, dar ne-am cutremurat, ăsta este cuvântul, deși sigur că el este un pic dramatic, dar să vă spun și de ce, pentru că ea zice, de fapt, eu sunt aici, citez, vreau să vă spun că este adevărat, vă rog, uitați-vă la mine, este o rană reală ceea ce am eu. Nu este o punere în scenă. Iată bucățile de sticlă, a spus femeia din Ucraina, care au rămas în mine când s-a produs explozia, pentru că unele dintre ele n-au putut fi încă scoase de acolo prin operația facială pe care a suferit-o. Da, e un episod dramatic și într-un fel ne bucurăm că am reușit să scoatem la iveală asta. Este doar un singur exemplu, însă, dintr-un val de minciuni care este, așa cum spui și tu, propagat pe online în acest moment. Dacă tot vorbim și dacă domnul Zafiu ne mai dă câteva minute. Sigur. Uite, citesc că doamna senator Șoșoacă, o trompetă a dezinformării care împroașcă minciuni în spațiu public românesc de ani de zile deja. Înțeleg că doamna face transmisiuni live pe contul dânsei de Facebook din Vama Sirea și că întreabă oamenii dacă ei știu că ucrainienii își bombardează singuri orașele ca să pretindă că sunt victime ale unui război. Asta ce este, Cătălin? Doamna nu este ziarist. Ce este asta? Când, practic, sunt, adică, chiar Vladimir Putin declară, suntem în al treilea război mondial, de câtva timp face această declarație. Este un lider care pare să fi pierdut contactul cu realitatea, amenință cu război nuclear, este coordonatorul și ordonatorul unei invazii militare de o brutalitate în creștere rapidă împotriva unei țări europene. Și doamna Șoșu, și noi suntem de partea cealaltă, că noi suntem în lumea care este atacată.
de această țară. Bun, noi ca jurnaliști... informațional. Nu, dar noi ca cetățeni, adică... Nu, să facem distinția în ce sens și e nevoie să fie operată această distinție. Noi ca jurnaliști nu suntem de nicio parte. Tocmai pentru ca oamenii de ambele părți, că noi nu scriem pentru guverne, da? Nu relatăm pentru guverne, nici noi la Libertate, nici voi la Europa SM și slavă Domnului că nu facem asta. Noi relatăm pentru cetățenii simpli care sunt de toate părțile. Sunt și în Rusia, sunt și în Ucraina, sunt și în România, sunt și în Polonia. Pentru ei, practic, adunăm informațiile. Ce face senatorul Șoșoacă nu are nicio legătură, senatoarea Șoșoacă, scuzați-mă, nu are nicio legătură nici cu presa și aș putea spune nici cu rațiunea. Este evident că ea este, numai că iraționalitatea nu este pedepsită penal într-o țară democratică. Atât, asta am vrut să insist. Să mergem după ei, să aflăm, să le aflăm minciunile, să le dovedim, asta este calea și să ne informăm corect. Asta am susținut permanent, asta voi susține permanent ca jurnalist. Bine, mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru contribuția în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.